Astăzi discutăm despre cum să-ți construiești un portofoliu de succes investind în acțiuni cu dividend. În caz că nu știai, dividendul este pur și simplu profitul pe care o companie îl face, pe care apoi îl dă mai departe către acționarii săi, adică oamenii care dețin acea companie. Ca tu să primești un dividend, tot ce trebuie să faci este să cumperi o acțiune a unei companii care emite dividend. Și exact cum ziceam mai înainte, vei fi răsplătit doar pentru actul de a deține acea companie. Funcționează aproape identic cu o chirie. Tu dacă deții o proprietate, o închiriezi și vei primi sub formă de bani o chirie pentru faptul că deții acea proprietate. Înainte să continuăm să vă spun care ar fi un portofoliu de succes din punctul meu de vedere, vreau să anunț câteva chestii pentru că probabil cei care urmăriți deja acest canal vedeți că s-au schimbat câteva chestii. Motivul pentru care nu am postat este faptul că m-am mutat. Momentan acesta va fi studioul în care voi filma. Acum este doar un perete cu un tablou în spate și cam atât, dar va evolua pe parcurs. Și al doilea anunț pe care vreau să-l fac este, dacă vreți să mă urmăriți, să interacționați cu mine live, urmează să-mi deschid un cont pe Twitch, unde voi face live streaming aproape în fiecare zi. Încă nu m-am gândit exact cum va fi programul, dacă voi face în fiecare zi sau odată la două zile, dar în orice caz urmăriți-mă pe Twitch, pentru că primul live stream va fi săptămâna viitoare. O să găsiți linkul în descriere și pe ecran. Nu uitați să intrați pe twitch.tv și să mă urmăriți, ca să nu ratați primul livestream. Bun, să continuăm videoclipul. De ce să faceți voi un portofoliu bazat pe acțiuni cu dividend? Păi, investițiile în dividende au mai multe avantaje față de investițiile normale. Desigur, au și dezavantaje. În finanțe nu există un absolut, nu există o metodă corectă, există doar ce este potrivit pentru fiecare om și nevoile sale. Portofoliul de acțiuni cu dividend este avantajos pentru o persoană care nu prea vrea să-și bată capul cu a învăța despre finanțe, cu a-și bate capul cu a studia și a urmări piața în mod activ și care este puțin adversă volatilității. Adică nu vreți ca investițiile voastre să facă cam așa cum sunt cei care investesc în cripto, de exemplu. Practic, o persoană puțin mai balansată spre conservativă, care vrea un risc mai mic în portofoliul său și care își dorește să câștige bani în mod activ, constant, din investițiile lor. Pentru că atunci când o acțiune crește, tu nu câștigi bani, de fapt. Tu doar deții ceva ce valorează mai mult decât în trecut. Dar nu ai mai mulți bani să-ți cumperi cafea, de exemplu. Pe când un dividend te va plăti în cash, fie lunar, fie trimestrial, fie anual. Adică sunt efectiv bani pe care poți să îi cheltuiești mai departe cum vrei tu. Deci, puteți concluzia că avantajele unui portofoliu de dividende este 1. Faptul că nu este la fel de volatil, pentru că, în general, companiile care emit dividend sunt companii solide cu o istorie lungă în spate, și faptul că îți vor crea un cash flow, un venit constant, recurent, fără să te bazezi pe a vinde sau a cumpăra acțiuni, fără să te bazezi pe trading, de exemplu. Un alt avantaj este faptul că sunt mult mai predictibile decât acțiunile de growth, în sensul în care vedeți toată istoria dividendelor emise în trecut și, în general, companiile care au o istorie de 40, 50, 60, 30, 20 de ani de emitere de dividende se cam țin de acea istorie și puteți prezice cam câți bani veți face investind în aceste companii. Și un al patrulea avantaj este pur și simplu peace of mind, siguranța aceea mentală atunci când primești niște bani, chiar dacă piața scade, tu îți primești dividendele oricum și ești mult mai liniștit ca o persoană care are toți banii într-un portofoliu de acțiuni de growth sau un portofoliu de cripto. Și credeți-mă, chiar dacă această siguranță nu este cuantificabilă, este foarte importantă. Acum să vorbim însă și de puține dezavantajele acțiunilor cu dividend pentru cineva care vrea să investească astăzi. În primul rând, deși îți oferă toate acele avantaje discutate mai devreme, în realitate randamentul lor real este mai mic decât al acțiunilor de growth. Întotdeauna a fost dovedit că un portofoliu de growth va performa mai bine decât un portofoliu de dividende. Puteți să verificați asta uitându-vă la evoluția lui S&P 500, comparativ cu evoluția unui ETF mare de dividende, de exemplu Dividend Aristocrats. Da, Dividend Aristocrats ți-a oferit o siguranță, ți-a dat niște bani constant, dar S&P-ul a crescut mai mult. Pe de altă parte, cum ziceam, cu S&P-ul ai ups and downs. Câteodată va scădea, câteodată va crește, nu vei primi bani în fiecare lună sau în fiecare trimestru, așa că va trebui să ai o putere mentală mai mare. Apoi, al doilea lucru este, dacă investești puțin bani sau ai puțin bani de investit, dividendele acelea nu sunt relevante și ar trebui să le reinvestești constant pe o perioadă de 10, 15, 20 de ani, ceea ce practic elimină acel avantaj de care ziceam mai devreme, faptul că vei primi niște bani constant. Pentru că dacă nu îi reinvestești, vei pierde foarte mult growth. Practic trebuie să ajungi la un portofoliu destul de mare pentru a folosi cu adevărat dividendele în viața ta reală. Pentru că la o investiție de, nu știu, câteva mii de euro, vei câștiga câteva sute de lei pe an din dividende. Deci aș zice că investițiile în acțiuni cu dividend sunt pentru cei care sunt deja către o maturitate a portofoliilor, care au ajuns deja la o sumă mai mare în investiții. Iar apoi pentru cei care își reinvestesc dividendele pentru a crește constant, ceea ce este o strategie foarte bună, se numește DGI, Dividend Growth Investing, o strategie valabilă, foarte bună, dar cum ziceam mai devreme, dovedită istorică, este bătută de o strategie pur și simplu de growth în S&P 500. Motivul principal pentru asta sunt taxele.
Pentru că tu, atunci când vei primi dividend, acel dividend va fi taxat. Deci din start vei pierde un randament față de un portofoliu de growth care nu este taxat. De asta zic că în finanțe nu există o strategie perfectă. Dacă tu ești o persoană care ar sacrifica 1-2 puncte de randament pentru acea liniște mentală, un portofoliu de dividend growth investing este pentru tine, din punctul meu de vedere. Pentru că mai bine am un 8-9% pe an față de un 10-11% pe an din portofoliul de growth, cât timp văd că acel portofoliu stabil, nu este foarte volatil, primesc bani în fiecare lună și așa mai departe. Deci gândiți-vă ce este mai potrivit pentru voi. Un risc mai mare cu un randament mai mare sau un risc puțin mai mic cu un randament puțin mai mic. Eu, de exemplu, dacă ați urmărit acest canal, mi-am construit în trecut un portofoliu de dividend growth investing, dar în același timp eu investesc și multe alte lucruri. Iar în portofoliul meu, companiile reprezintă maxim 10% din el, acel 10% fiind împărțit între companii de growth și companii de dividende. Deci pentru mine, dividend growth investing-ul nu este strategia principală și nu este pe ce mă axez. Pentru că sunt deschis unui profil mai avansat, un profil mai de risc, prefer să mă axez în zona de growth. Oricum, vă las pe ecran videoclipul de care vorbeam, în care am vorbit despre strategia mea de investiții și v-am spus exact cum îmi aloc eu portofoliu. Să continuăm. Ce trebuie ca să-ți faci un portofoliu corect de acțiuni cu dividend? Păi, în primul rând, află profilul tău de investitor. Că și în zona de dividende există investiții cu risc mai mare sau cu risc mai mic. Poți cumpăra acțiuni care oferă dividende mari, dar au un potențial mai mic de creștere și un risc mai mare asociat, sau poți cumpăra acțiuni din zona de dividend aristocrat sau dividend kings, care au o istorie de 20, 30, 40 de ani de oferit dividende. Deci dacă sunteți o persoană mai balansată, eu probabil aș merge pe un portofoliu care este axat pe companiile dividend aristocrat și o să vă pun aici pe ecran o listă cu aceste companii și puteți da și pe Google dividend aristocrat. Practic sunt companii care au oferit și au crescut dividendele în ultimii 20 de ani sau mai mult. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faceți atunci când vă faceți un portofoliu de dividende este să faceți multă cercetare în spatele companiilor pe care le alegeți în portofoliul vostru. Iar în funcție de suma pe care o investiți în fiecare lună, să nu alegeți mult prea multe companii, dar nici prea puține companii. A zice că undeva între 10 și 20 de companii este o zonă ok, iar dacă investiți o sumă mare de bani, a zice chiar 40 de companii. Iar mare este undeva la peste 2000 de euro pe lună, din punctul meu de vedere. Al treilea lucru pe care trebuie să-l știți este să evaluați puțin o companie. Nu trebuie să fiți experți în finanțe. Sunt câțiva metrici destul de basic în analiza unei companii. Puteți să vă uitați la acest videoclip pe care l-am postat pentru o analiză financiară de începători. Am primit un feedback bun la acest videoclip și cred că veți înțelege foarte ușor cum să analizați așa ochiometric o companie, cât de cât ok, fără să intrați în detalii. Și pe baza acelei analize să selectați companiile pe care le vreți în portofoliul vostru. Și desigur, pe lângă această analiză financiară, este foarte important părerea voastră personală despre acele companii, pentru că vorbim de lucruri reale din viața reală. Dacă îți place Pepsi, PepsiCo poate fi o variantă bună, dacă ai încredere că Pepsi va continua să domine piața de băuturi și snack-uri. Dacă îți place Coca-Cola, același lucru. Dacă îți place Nestle, dacă îți place JP Morgan. Adică toate aceste companii, într-un fel sau altul, interacționați cu ele. Sau la fel, puteți face un portofoliu de acțiuni cu dividend în România. Puteți cumpăra acțiuni la Digi, la Banca Transilvania, la OMV Petrom. Sunt companii cu care interacționăm în fiecare zi, deci ne-am format o părere despre ele și potențialul lor. Nu trebuie să fii analist financiar ca să înțelegi ce face OMV Petrom și cam câți bani face OMV Petrom. Deci pe lângă a învăța puțin metrici financiari simpli, cum am arătat în acel videoclip, ar fi o idee bună să aveți ochii deschiși în viața reală și să înțelegeți companiile cu care interacționați, ce produse au, de ce se vând produsele lor, cam câți bani fac cu fiecare produs, care e potențialul lor pe viitor și așa mai departe. Și cum v-am spus mai devreme, o zonă bună din care puteți să începeți pentru a vă selecta acțiunile voastre sunt această zonă de dividend aristocrat, pentru că aici sunt doar companii foarte, foarte cunoscute, adică 90% dintre voi probabil ați auzit de 90% dintre aceste companii. Și ultimul lucru pe care vreau să-l menționez neapărat este, chiar dacă vă faceți un portofoliu de acțiuni cu dividend, diversificați-vă portofoliul. În primul rând, includeți o varietate largă de companii și o varietate nu înseamnă să alegem și Pepsi și Coca-Cola, o varietate înseamnă să alegem companii din industrii diferite, adică să alegem o companie din IT, o companie din electricitate, o companie de gaze, o companie de consumer goods, o companie de retail, o companie din pharma, o companie de healthcare și așa mai departe. Adică diversificați-vă industriile din care alegeți companiile pe care voi vreți să vi le adăugați în portofoliu. Pentru că sunt foarte, foarte mulți oameni cu care am discutat, care și-au cumpărat acțiuni în ultimul timp și din ce am observat eu personal este că majoritatea merg în zona de tech pentru că sunt companiile foarte hype care sunt vorbite destul de mult în media. Tehnologia, da, este un driver bun de growth, dar atunci când te supraaccesi pe un domeniu, atunci când acel domeniu are de suferit, vei suferi și tu destul de mult. Ceea ce s-a întâmplat și în ultimii ani. Și mai e un lucru pe care vreau să-l menționez astăzi și anume,
un broker cu care ați putea să mergeți este XTB. XTB este un broker care are și sediu în România, este partenerul acestui canal și vreau să recomand acest broker pentru că, primul rând, și eu îl folosesc și e foarte bun. În al doilea rând, ai avantajul că, având sediu în România, vei beneficia de faptul că ei se vor ocupa de taxe și impozite odată ce va trebui să plătești acele taxe și impozite pe profiturile pe care le faci. Și un al treilea avantaj este faptul că recent au reușit să introducă și posibilitatea de a cumpăra acțiuni fracționate, lucru care ajută foarte, foarte mult, mai ales persoanele care n-au o sumă mare de bani de investit în fiecare lună. Acum, de pe XTB, putem cumpăra bucăți dintr-o acțiune ca să putem investi cât ne permitem fiecare. Deci, mare fan XTB, vă recomand să încercați acest broker, o să las linkul în descriere. Bun, cam atât am vrut eu să vă spun astăzi, mă bucur că ne-am revăzut după 2 luni în care nu am postat, așteptați să termin și studioul meu. Și ne auzim și data viitoare. Nu uitați să vă abonați la canal. Ciao!